Văzut că ați scos vinil nou de 17 piese. De când n-a mai apărut un vinil cu Iris? Da, dublu vinil. Dublu vinil, da. 17 piese Iris în nouă formulă. E din anul 1993. Atunci a fost. Ultimul vinil la... Că nu mă înșel, da. Okay. Atunci a fost. Nelu Dumitrescu, pot să spun legenda rock, până la urmă, a României, formația Iris. Mulțumesc că ai venit. Eu trebuie să vorbesc. Eu trebuie să mă apuc să vorbesc foarte mult de Iris, pentru că, știi, mi-ar plăcea ca noi doi, în momentul în care suntem acum aici, să ne sincronizăm puțin poveștile. Pentru că eu sunt un simplu plătitor de bilet și tu ești omul care a ținut formația în spate câți ani? 43 de ani. 43 de ani și care ne-a văzut pe noi toți de acolo de la tobe cât i-au permis reflectoarele. Și ne-a simțit vibe-ul, că asta e cu siguranță. Nu mi-a plăcut niciodată să ies în față. Primul meu concert cu Iris a fost pe 16 decembrie 1989. Era la sala polivalentă și erau două concerte în aceea zi. Era de la 4 la 7 seara și de la 7 la 9. Întotdeauna Iris era cap de afiș și mai era un deschidere Volta și alte cuvinte, cred că formația totuși, nu mai știu dacă era și Timpuri Noi. Abana. Și știu că atunci când am ieșit de la concert, mama m-a lăsat de la 4 la 7, băi, erau dubele de poliție pentru că se împuțise treaba la Timișoara și au săltat niște băieți mai nervoși. Și mai știu că în zilele alea a fost o cântare cu Iris, chiar înainte să explodeze treaba la București. Înainte să zboare Ceaușescu să fugă cu elicopterul. Îți mai aduci aminte? Da, mi-aduc că în luna decembrie am avut un turneu prin toată țara sau prin Moldova, nu mai mi-aduc aminte. Jumătate din țară oricum. Și veneau spectatorii, se simțea, știam de ce se întâmplă la Timișoara, eram foarte nervos și noi. Adică, cum e posibil să-ți omori oamenii tăi? Cum? Și mi-am făcut un concert, de concertul de la Iași, sala era plină, oamenii erau bătuți, tăcuți, pe stradă, semi-pustiu, de se simțea ceva că plutește în aer. Deci nu era vâlvaia, oamenii vese și totuși era în decembrie. În afară că nu aveai ce să mănânci și nu găseai, tristețea în casă, fric, nu căldură, curentul ți se lua. Două ore de program. Reșeu, nu da. Greușeai să cumperi din comerț. Multă lume uită. Nu se poate așa ceva. N-aveai chef de mine, te omorai. Decât să trăiești. Și atunci am avut turneul acesta. Tot timpul am simțit și l-am spus la oameni. Comunicam din priviri. Dar nu puteai să spui că te aresta a doua zi. Dar noi ne-am făcut mai departe treaba. Am terminat pe turneul în București pe data de 21. La Teatru Tănase, în centru. Deci pe 21 voi ați cântat la Tănase. Noi am cântat acolo. Aduc aminte că sala era biletele vândute, managerul Sandu Gherase spunea, zic, în ordine. Ce vedeți că vine controlul, vine de la Consiliul Culturii, în timp ce cântam. Eu păteam, mami ne vedea. Și îmi spune, aolea, bine. Și am spus și la ceilalți colegi ai mei, zic, aveți grijă, când vă spun că o să vină, fii și voi un pic mai liniștiți, că nu avem ce să facem. Și norocul nostru atunci când am noapte. Și ei au deschis ușa să vadă cine a permis, cum s-a dat aprobare să se cânte în data aia, stai seama, ei trebuia să anuleze. Și norocul nostru că oamenii erau pe scaun, cântau împreună cu noi, a ieșit, a văzut că e în ordine, a plecat, am scăpat. Și am terminat pe data de 21 spectacolul. Vă dați seama ce frică am avut și a doua zi a trebuit să venim să ne luăm instrumente. Mi-aduc aminte, exact ca în două ori, oamenii aia care merg aplicați de spate, noi ne-am cărat scurile să mergem spre sala de respecție și oamenii veneau de la magazinul Unirea spre în piață să se întâlnească cu Ceaușescu, ce avea el de spus acolo. Da, ce s-a întâmplat și ce? Și atunci oamenii erau toți exact pancarte, trăiască Ceaușescu, comunistul, ținea așa, erau abătuți, cocoșați de spate, dar crede-mă că așa e. Și n-am apucat să ajungem, să trecem de Parcul Tineretului, sau aproape când am ajuns, am trecut de Parcul Tineretului, am auzit zvon că domnul s-a tras.
după ce am plecat noi, dai seama. Mi s-a făcut frică. Tot în acea perioadă eram și lucram la albumul Iris 4. Decembrie, ianuarie, lucram în perioada asta. Știi, dacă ar fi să împărțim istoria Iris pe niște decade, pe niște perioade, clar, anii 80 sunt o perioadă foarte specială pentru Iris, pentru că au apărut niște albume și primele albume. Nu mai albume, de când am apărut noi din 70, din 75 ne-am apucat, că am avut norocul noi, cei trei, și am fondat această trupă. Eu zic că muzical în țara noastră era nevoie de o schimbare, un suflu nou, un gen nou muzical față de ce se întâmpla. Și eu zic că din 75, multă lume tratează așa, hai să luăm când a fost. Nu e așa. În 76 am început să cântăm la cluburi în București. Bineînțeles că nu poate să zică nimeni nici la noi, nici în altă parte, luându-te de muzică atunci, că mama era omor. Nu, dar și cântam noi și cum cântam. Cum cântam? Sub basistul Emilie Cânțeanu cântam într-o frustră în picioarele goale. Deci cum cântam? Ce energie aveam noi? Plus în 77, ce s-a întâmplat? Când publicul pe noi ne-a ales. Pe noi nu ne-a ales nicio televiziune, nicio radiodifuziune, nimeni, niciun concurs. Publicul la spectacol, timp de 5-10 minute, s-au ridicat în picioare și au strigat Iris non-stop. Deci n-a fost, nu s-a mai întâmplat nimic la Polivalentă, 10 minute. Cu Gherghel împreună, de fie țărâna ușoară. Știi, până la urmă vorbești, pe de o parte, începuturile, dacă nu erau începuturile, mulți atiști din țara asta nu se știa nimic despre ei. Vorbim de o simplă trupă rock, da? Chitară, bas, voce... Chitară, bas, chitară, solo, voce și tobă. Pe de o parte. Pe de altă parte, ai o chestie care... Cred că ești foarte privilegiat că ți s-a întâmplat până la urmă treaba asta. Iris a reușit cumva să-și depășească mult timp condiția de simplă trupă rock, pentru că brusc a devenit un simbol. A fost un simbol pe de-o parte al anilor 70-80. Băi, era subversiv să fii la un concert cu Iris atunci. Era, pur și simplu, vedeai cumva America. Eu mi-aduc foarte bine aminte coperta. Mie, în continuare, mi se pare, cred, cea mai subversivă copertă de disc românească apărută vreodată este Iris 2. Da, cu băiatul ăla de la Cinderella, am aflat că era de la Cinderella, pus așa și o vedeai în la Ferometal. Știi că vedeai vinilul la Ferometal și zicea, băi, ce e asta, frate? Ce e nebunia asta? Cine să ăștia cu chitara asta? Care-i treaba în marginea Orientului, aici unde suntem noi, cu comunismul pe cap? Pur și simplu aveai treaba asta. Dar asta se întâmpla, mi-aduc aminte, la un concert cu Sorin Chifiriu la Sala Palatului, în 78-79, aveam aminte, sala plină. Mi-am aminte, a zis, hai să facem și noi o regie de spectacol, că de obicei noi suntem nebuni. Nu știi ce se întâmplă pe scenă la noi, în perioada respectivă. Hai să facem o regie, firarea naibii de comuniști. Vor să stea oamenii ca la ședință și doar să aplaude. Sau, hai să vedem ce se întâmplă. Și am zis, am mai povestit-o asta. Am intrat pe scenă, lumea, mamă, Iris, știau despre noi ce facem, cum intrăm, dărâmăm tot. Nu, și au venit niște oameni liniștiți, niște solistul vocal, Chivu Lucian avea o hăinuță mai lungă ca de punk, îi plăcea foarte mult punk-ul în acea perioadă, cântam și noi, Sex Pistols, ne plăcea. Și am zis, două, trei piese, hai să fim, păi să nu face nimic. Băi, publicul a nebunit, se simțea. Deci era să explodeze. Și după trei piese am zis, acum, hai să cântăm cum suntem noi. E, și când a fost publicul, cei din spate au venit în față, s-a tras cortina de fier. Asta și-a zis, aici nu o să mai cânta niciodată și nu știu, din clipa aia am început să fim urmăriți. Bine, noi eram urmăriți mai de mult timp, că am mai avut cu Dida Drăgan la Constanța spectacol în perioada. Dar de atunci a început totul. Deci nu atunci, eram... Exact ce spui tu, eram altceva, eram America. Oamenii veneau la noi. Și să refuleze, să se odihnească, să fie în altă lume, pentru că ieșeai afară, tot era negru.
Dar știi că intrau oamenii în sală și își schimbau costumația. Da. Apăreau brusc cu ce ne permiteam și noi acelea de siguranță. Și îți dai seama câtă frică aveam. Că nimeni nu știe. Nimeni nu știe câtă frică aveam, cât timp mai cântam. Asta ne plăcea, mie îmi plăcea să cânt. Și zic, asta e meseria mea, vreau să o fac. Și aveam probleme totdeauna, bă, mai încet, mai nu știu ce, mai nu știu ce, că roacării veneau. Mai spărgeau o chiuvetă la toaletă, mai spărgeau o oglindă. Dar de ce o spărgeau? Dar nimeni, că știau că nu e al lor. Știau că erau obligați, făcut de altcineva, ei n-au participat cu sufletul la tot ce s-a construit în țara. Până în perioada erau obligatori, nu le spunea nimeni nimic. Și atunci ideea răbufneau la concerte și acolo era singurul loc unde se simțeau liber. Pentru că la școală, școala mai erau cu profesori, nu poți să spui de profesori, nu știu că erau răi. Da, dar în general, a fost un moment, și vorbesc de 70-80, până să cadă Ceaușescu, băi, a fost un moment în care chiar v-a fost frică, adică, băi, o seară în care... Tot timpul, dar trecea a doua zi, că asta e când ești tânăr. Acum, așa, ești negru, aoleu, ce o să facem? Până dor noaptea, să faci 1-2 și te trezești a doua zi un pic mai vioi, că asta n-ai ce să faci. Știi cum e? Ca și cum te scuturi de chestiile astea și le arunci, le lași într-o parte și ești alt om. Altfel și mergi mai departe, asta e teoria mea. Nu te uita în dreapta, în stânga, eu nu m-am uitat niciodată ce face formația X sau Y. Nu, eu am mers pe varianta asta, înainte. Noi asta trebuie să facem. Când a scos primul album, când a ieșit primul Iris 1, mă uitam la el. Era pe un colișor și îl țineam. Oare o să mai facem și altele? O să ne lase? Și așa a fost. La al doilea la fel. Oare o să avem și al treilea? Și tot timpul. Dar am avut frică. Ne-au și suspendat în 88, dacă nu mă înșel, în perioada asta. V-a luat atestat. Da, și aveam și copil. Dar nimeni nu știe. Aveam un copil. Cum să iei tu dreptul la muncă unui om? Niște oameni lincăi, care erau în Consiliul Culturii, pentru că noi altceva nu făceam decât să cântăm. Oamenii se exprimau, așa se exprimau la un concert, bucurie. Le-ai atins o coază sensibilă, dansează, le place, intră în... A doua zi se duc cu chef la muncă sau la școală. Dar lasă-i în pace, nu vedeau asta. Nu plăcea muzica populară sau simfonică sau ăștia existau. Sau formațiile de alea de muzică ușoară, cum cântau pe vremuri, care nu deranjea, că și acolo era greu. Trebuie să faci anumite texte, trebuie să faci și acolo ca să răzbești. Dar eu zic că nu ne-am lăsat, mai sunt și alte formații pe lângă noi care au mers mai departe, au ținut spectacole prin țară și era greu. Fric, condiții de concerte, nu. Ceea ce este interesant este că după 90 am citit și noi câte ceva despre Hendrix, despre... Și am observat că și tinerețea lor semăna cu a noastră. Noi, fără să citim nimic, ne-am făcut boxe. Și au făcut și ei boxe. Să aibă pe aul lor, la început. Deci sunt o grămadă de artiști, cum a fost și acolo, să zicem, când ne luăm după englez sau american. Credem noi că ei sunt nu știu ce. Și la noi s-a întâmplat același lucru. Mă foarte bucur că ai amintit de treaba asta, pentru că există și acest aspect care este negura timpului, despre care mi-ar plăcea să aflu ceva detalii. Măi, știi, sunt anii 70-80, Iris, așa cum era, păi se bucura de succes, clar. Deci avea succes. Deci în 77 când s-a lansat, deja ăla a fost punctul, deci era notorie această formație. Când vorbești de rock and roll, se spune că, sau una din cele mai bune unități de măsură, sunt groupies. Dacă n-ai groupies, ești o trupă de căcat și cânti prost. Întotdeauna trebuie să ai groupies, trebuie să ai fete. Păi, erau vremurile comuniste, era nasol. Foarte mulți artiști mi-au explicat că cea mai mișto stare pe care o au în momentul în care concertul s-a terminat, a ieșit impecabil și a ieșit de pe scenă. Și se relaxează și au un vibe foarte mișto. Bănuiesc că atunci vin că așa se întâmplă și fanii și fanele și... Cum era viața asta de boemă, de curvă săreală, de alcool, de rock and roll? Cum era să fii rockstar în gaura asta de cor din Estul Europei care era Bucureștiul atunci? Deci oamenii care trăiau în trișuri în perioada respectivă
Știi că nu știau că se întâmplă altceva afară, că e mai frumos decât la noi. Adică care erau golănirile noastre? Și la noi era, nu știu ce pot să spun, că erau unii care... Că, eu nu vreau acum să spun, mulți spun că, mamă, faci rog, trebuie să te droghezi sau să bei. Nu, nu. Aia care o fac eu, nu m-am drogat și nu beau. Nu. Cu alcoolul n-am nicio treabă, poți să-mi lași. Am văzut, da, eu sunt pe whisky. Da, deci eu n-am nicio treabă cu alcool, nu îmi cere. Da, beam cola înainte, multe, nebun. Și am început să transpir aiurea și decât să am palpitații, m-am lăsat de chimicale. Foarte mult zahăr. Așa, de la zahăr și de la cola. Și, da, ce pot să spun, că astea erau, erau restaurante, oamenii mergeau la o cofetărie sau un baruri, beau ceva. Înțeles că erau fane care veneau. Erau formații care nu erau căsătoriți băieții. Ca și acum, mergi la, nu? La un spectacol, solistul vocal de la trupa X, eu știu, vede o fată că îl privește, se ridică fata aia, îi face cu mâna sau îi face cu ochiul. Și atunci el îi face semn, când terminăm, vin în forță, în culise să vorbim. Și cam așa era, ca și acum. Dar să nu crezi că mamă se întâmpla, erau formații care, într-adevăr, plăceau, sau nu au foarte mulți, erau formații sociabile, cum le spun eu, pe când noi ca ei eram altceva. Nu eram, nu eram cu să ne vedem. Veneau câțiva prieteni la concerte, dar noi a doua zi trebuia să plecăm în altă parte, la 200 de kilometri. Deci nu prea ținea, ai avut concert după ce cântai și o oră și ceva de săreau capacele, tu cărai, aveai tehnici, dar cărai și tu, și aveam două spectacole pe zi, pentru că noi aveam contract cu teatru din Petroșani și pe vremuri statul dădea 70% asigura așa, 60% le asigura bani pentru salarii, iar 40% trebuia să și-l facă ei cu colaboratori sau cu ei, cu spectacole în plus față de... Și făteam să și noi aveam 15.000 de lei pe zi, trebuia să aducem 15.000, din care erau și banii noștri, nu știu cât mai este. Câștigam, nu mi-am aduc aminte, 4.000 de lei, toți, toată formația, cu tot puteni. Făceai câte două, exact ca să poți să scoți 15.000, că scoteai 20.000, era perfect. Și atunci, ca în locuri cum era Mediaș, Târnăveni, Mediașul degeaba îl făceai și atunci, singur. Că îți veneau 200 de spectatori, tu aveai nevoie de la 500 de spectatori în sus. Și atunci o făceai cu Târnăveni. De asta spun. Mediaș, așa se făceau câte două pendări, încă făceam și trei. Deci făceai unul de la ora 4, strângeai repede, cărai și tu unii, nu te mai schimbai, transpirat, le puneai în mașină ca să ajungi la spectacol de la 7 și ceva, erau oameni în sală, te așteptau, trăgeai repede cortina, ai mai repede, băi, nu știu ce. Și întârziai un sfert de oră, nu era o problemă, făceai probele cu publicul din sală, că nu-i mai scoteai să-i ții și asta era concertul. Încă te-a și ajutat oameni. Erau oameni, ne lăsau la intrare, nu mai aveau să intre, ne dădeau buletinele, le țineam câtea să care și ei să ne ajute la sfârșit. La sfârșit le dădeam buletinul, se uitau la spectacol pe gratis. Deci sunt multe de-astea. Dar să știi că nu chiar așa acum, hai, orice om bea. Am văzut că mare parte din oameni beau. Pentru că așa sunt ei ereditari. Așa se bea în România. Dar nu e chiar așa. Uite, băiatul meu nu bea. Nu l-am pus eu să nu bea. Am înțeles, eu vorbesc de statistică. Statistica spune fumeze. Că noi suntem alcoolici. Dar nici să fumeze. E bine ce ți s-a transmis. Genetic. Deci în casă cum este, da? Dacă în casă toată lumea bere. Eu am lucrat și eu cât am fost tânăr și îmi spunea, dă mă și tu un leu să luăm. Eu îți dau un leu să iei ceva de băut la servici, dar eu nu beau. Mă dădea, puneam și eu, luau. Ia mă și tu măcar o gură. Dă-mă o gură. Luam și atât. Deci n-a reușit. Dar tu îți dai seama cum sună asta. Hai să spunem că am vorbit doar de anii 70-80. Una din cele mai mici, coioase și nervoase trupe din anii 80, care este Iris, îl are la tobe pe Nelu Dumitrescu, care nu bea și nu fumează. Păi trebuie să fie unul aiurea. E foarte greu să știi când ești prea cerebral, te gândești să conduci trupa cum trebuie. Îți dai seama că au fost momente când am urlat la Cristi și spuneam, Cristi, mai ușor, Cristi, vezi că totuși, nu știu ce, nu știu cum, sunt în sală, ăia, ne văd, nu ne mai lasă data viitoare să mai venim, nu ne mai aprobă, că trebuia să iei aprobări. Se mergea cu o sticlă de whisky și cu un cartuș de țigări și spunea,
iertați-ne ce am făcut anul trecut, nu eu, mă neam managerul, promitem că suntem cuminți. Și că le spun eu băieților nu știu ce. Acum vă dau, dacă se mai întâmplă ceva, deci așa se întâmplă la noi. Nu se știa dacă mai există la anul sau mai faci turneu de primăvară și de toamnă. La mare, la fel erau. Deci eram tot timpul, și eu eram ăla care muream. Deci aici, cu inima, tot timpul. Tristețe, bucurie. Tristețe, bucurie. Dar voi, bun, între voi, membrii trupei, zic, în anii ăia, cum era? Diferența este că eu eram mai mare ca ei. Băieții erau tineri, îi doreau să se distreze, erau necăsătoriți, altceva. Zic, vai buca trupă, și în studio, și în concerte, și în turneu, și păi, asta ne place o familie, trebuia să... S-a format, exact, că ne știam fiecare, știam pe fiecare cum sunt. Pa, ne descurcam. E un măriaș, clar. Mai certam, știi că așa este, ăla care conduce, ca și un patron de un butic sau o fabrică, ceva, întotdeauna este înjurat de ceilalți. Pentru că omul vrea să fie să aibă niște reguli, iar ceilalți dă-l mă încolo, și că ce, trece, a trecut timpul, nu știu ce. Și într-o formație. Băieții au venit la formația Iris. N-au fost de la fondatori. Și atunci, când vii la Iris, trebuie să cânți ca la Iris. Și durează un an, doi, trei, până se formează, până să cânți întotdeauna foarte bine. Maxim, să nu cobori de 90%, chiar și când nu ai chef sau se întâmplă ceva. Dar îți vine cheful, pentru că îți place să cânti și publicul îți transmite. Îți transmite, frate, și cum îți transmite. Când îi vezi, te ridică și bolnavi am cântat, răciți, nu conta. Nu conta, pentru că nu te plăcea. Dar e frumos, trebuie să o iei ca pe... Aici nu este, cum să zic eu ție... Că ai picat din cer și cânți și îți bagi joc de ceea ce ai făcut. Hai să beau acum, hai să mă droghez, hai să mă destrăbă, hai să mă pozeze fotografii cum e acum și după aceea te mir după 5 ani de zile că nu știu ce boală ai și că te duci sau nu te duci sau că nu mai ai succes sau se întâmplă ceva. Păi depinde cum vrei, că trebuie să o faci. Toate trupele astea mari și de afară și au fost serioși, au avut manager, au fost frecați până s-au lansat. Câte probleme n-au avut, cum să se îmbrace, ce să vorbească. Deci nu e chiar așa ușor. Mergi la interviuri, cum merg aici, acum, la tine. Sunt la tine, nu? Pentru că îmi place să nu pot să zic, bă, am o vârstă, ce mai întrebe mie, mai mă duc. Nu. Pentru că te cunosc pe tine și vreau ca și oamenii să aibă idee ce se întâmpla în acea perioadă. Și asta e jobul, este un job. Dar asta nu înseamnă că toate formațiile mergeau cu femei. Bineînțeles că erau unii mai drăguți, care aveau fete, care plăcea femeilor, ca și astăzi. Dacă vrei să-ți aduci aminte. Ai spus o chestie, mai devreme de care vreau să mă agăț. Și anume, publicul transmite. Da, cum să? Este limpede când ești pe scenă, tu ca artist, că ești frontman, că ești la tobe în spate, că ești chitarist, basist, whatever, clăpar, mă, și cu cât e mai multă lume, vine acel vibe energetic de la public spre tine, pe care trebuie să-l gestionezi. Și nu numai că trebuie să-l gestionezi, are cumva efect de drog. Și dacă nu-l gestionezi corect, poate să-ți dea niște ecrane albastre foarte nasoale. Pe de altă parte, dacă îl gestionezi corect și ții tot timpul treaba și... E cumva un tip de transă pe care tu o creezi și îți controlezi vibe-ul. Și m-a interesat, tu de la tobe, cum gestionezi cu vibe-ul energetic care vine de la public? Sincer, eu am fost și un pic de regizor. În afară de șeful trufei, am fost și toboșar în primul rând, am fost și regizor. Și în general, vorbeam cu fiecare cât puteam eu să vorbesc și cicălit, că tot timpul i-am cicălit. La piesa aia trebuie să faci așa, faci așa, ai grijă nu știu ce. Tu solist vocal, te duci stânga, vorbești cu ei, pui în dreapta, le zâmbești, îi pui să cânte, să faci, nu știu ce, nu știu cum. Adică, la televizor e ușor să vezi o formație. Pentru că zici, mamă, ce se mișcă și ce fac ăștia. Pentru că te filmează de aici, tu faci un pic așa, zici, mamă, ce energie. Dacă îi vezi din concertul, în concertul mare, păi și nu prea se întâmplă nimic. Și atunci, dacă nu faci o regie, să atragi publicul prin a vorbi între piese, chiar și în timpul pieselor, un dialog,
un ceva, să-i pui în tot. Deci cel mai simplu, dacă îi pui să cânte piesele cu tine, înseamnă că tu ți-ai făcut treaba față de spectator și îți va transmite. Dacă vii, cum sunt unele trupe, l-am văzut și afară, nu spun nimic și cântă una după alta. Ăia sunt înnebuniți. E, la noi nu e, noi suntem altă nație. Noi suntem altă nație. Trebuie să tragi de ei să cânte și dacă au cântat, au plecat acasă liniștiți. Nu i-ai băgat în seamă, zic că ăștia au venit, n-au avut chef și s-au grăbit să plece. Știi? Întotdeauna artistul este de vină. Dar publicul ăla care, fanii ăia, ați văzut că la orice concert mare există un grup, Golden, ăia acolo, 500, 1000 sau cât. Cei mai dedicați. Ăia sunt dedicați. Ăia dau energia care trebuie. Plus masa de oameni, pentru că îi vezi chiar dacă s-au liniștit. Nici eu. Dacă m-am dus la ACDC, spectator sau alții, nici eu nu m-am ridicat. Nu știu, parcă mi-a fost rușine. Deci nu pot să fiu spectator. Mm-hmm. Mai bine la tobe acolo. E, dar simt ei că și ție îți place. Numai că ăsta e comportamentul. Fiecare țară are un condor. Fiecare oraș în țară la noi. Iașiul sunt mai lirici un pic. Timișoreni sunt mai altfel. Cei din Cluj, Târgu Mureș, București, răi. Răi, mai răi. Deci, interesantă diferență. Da, da, asta le-am făcut de mult timp. Da, de prin, poți să ai și un repertoriu adevărat pentru fiecare zonă. Deci sunt zone și zone. Păi dacă cântam la Satul Mare, la teatru ne primea, că era singurul la teatru, săraci oamenii aia schimbau primul rând, bătut în cuie, și WC-ul și toaleta era nouă nouță. Și când terminam noi, veneau la noi plângând, primul rând căzut, și toaleta a făcută praf la băi. Și ai zis, domne, de-abia am făcut-o. Păi dar nu mai cântați tot zbor sau habar n-am. N-aveai ce să faci, că era oricum nebun, orice le-ai cânta, orice ai fi făcut, pentru că le plăcea. Auzi, dar acum, după atâți ani, mai ai emoții, îți mai tremură pipota când urci scările alea spre tobe și... Tot timpul ai emoții, ca și în sport, orice. Ai gol în stomac, cum e la tine treaba asta? Nu se manifestă. În primul rând că e o luptă cu tine, să faci performanță. Deci, la muzică este o performanță. Și adică, mai ales ca toboșă, presupune, băi, mă sui pe scenă o oră jumate, da. Eu trebuie să... Da, și mai am și, jumate, atâtea, adică... mai am și atâtea tobe, atâtea tumuri, și atunci te gândești, oare voi ajunge să dau un ăla? Pentru că sunt momente când ești relaxat și mâinile te ascultă, nu ai inchieturile uzate, n-ai cărat nimic, contează dacă cari, pui mâna pe o buxă, aduci. Și atunci te gândești, voi ajunge la tumul ăla să mă duc cu mâna astăzi sau mă va domina pe mine setul de tobe? Deci eu nu sunt nebun acum, vă spun asta ce da, spune. Da, da. Și atunci tu trebuie să domini, tu trebuie să cânti bine. Ăsta e rolul tău. Dacă am cântat prost eu sau unii colegi de jale, chiar dacă tu în sală nu-ți dai seama, e crimă și pedeapsă. Deci nu există așa ceva. Este exact ca și în sport. Avem emoție că ba că e frig, ba aia, că nu poți să dai tot ce poți sau... Ai momentul să dai, cum cântăm, ești atent și la colegii tăi, îți transmit și ei. Dacă unul e dat peste cap, și ei alții se vor da peste cap. Pentru că se transmite. Se transmite. N-are, e bolnav, nu are, are o stare, ți-o transmite și ție, o transmite și la chitarist și la solist vocal. Și atunci e asta. Dar avem emoții. Tot timpul. Mai ales când sunt evenimente mari, asta, Iris 40, Iris 35, toate astea care au fost, care sunt noi ca repertoriu, piese noi, astea, vai de capul lor. Acum, dacă mai pune să cânt pe Wembley, mi-ar temura piciorul. Ajungem și la piesele lor. Dar n-am ajuns niciodată. E o chestie pe care o apreciez foarte mult. Dar vreau să ne întoarcem un pic la anii 90. Pentru că am terminat cu 70-80 și cumva... Sunt mult mai multe anii 70-80, fraților. Erau... ce nu știu oamenii. Ce nu au întrebat eu despre nu mine? Nu am un grup de prieteni. Okay. Era un grup de prieteni. Eram noi o trupă rock, da? Pe lângă noi era unul de la arhitectură, pe lângă noi erau oameni, eu știu, nu știu ce, care ne ajutau și cu coperțile, și cu tricourile. Le făceau fără bani. Erau prieteni. Uite, bă, hai să facem asta. Ne ajuta ei, veneau ei. Ne pictau o pânză, am și acum acasă, cu doi ochi, făcut cu acuarel în aceea, fosforescent. O am și acum, e din 86 în concert, e acasă, e la club, la noi. Există și acum. Au venit, ne-au pictat-o ei. Deci asta înseamnă, aveam un grup,
în 77-78, când l-am cunoscut pe Chifiriu, Iordănescu, care era basist la Curtea Veche, mare basist. Veneam la el acasă, la ora 11. Eram eu, Nuțu, Emil, o grămadă. Mă mir că nu ne-a omorât soția lui. Ne primea, ne făcea cafele și cântam. Hai să vedem cum cântă ăla de la Free. Și făceam astea. Ăla făcea, dar la trupa cu tare. Și vorbeam despre muzică. Păi mai există acum? Sau să mă duc la ușa unei formații, cum mă duceam prima oară până să vine la Curtea Veche. M-am dus și am bătut la ei, putem să asistăm și noi până să vină Sorin la repetiția asta. Cum să nu? Să știi că lucrurile cumva s-au schimbat pe de o parte, pe de altă parte, eu cred în continuare, din ce observ în jurul meu, încă se mai fac prietenii pe viață, pentru că oamenii iubesc același stil de muzică, ceea ce e un lucru foarte frumos. Eu n-am văzut, nu se mai întâmplă, oamenii sunt mai reci și ăștia care cântă, băieții, vor să ajungă cât mai repede pe Wembley sau să facă nu știu ce, nu știu cum. Oamenii vor bani. Vorbani, păi asta este cel mai grav. Vorbani, păi atunci lucrează la serviciu o perioadă și încearcă să faci arta până ajungi să o faci ca lumea. Și pe aceea te lași dacă vrei să treci din muzică. Dar acum, la vremurile astea, este foarte greu. Deci noi, grupa Iris actuală, suntem ultimii mohicani care trăim, încercăm să trăim din muzică. Este foarte dificil. Toți cântă la petreceri, toți instrumentiști de rock cântă cu soliste, de ați văzut cu lanțuri, negru, cu păr mare și cântă, acompaniază. N-au unde să cânte, că ar fi cântat. Unde își câștigă ei bani? Și atunci stau pe lângă soliști, și cântă la petreceri și o duc bine, au un salariu, au câștigă niște bani și trec prin viață, studiază mai departe. Să știi că cumva în ultima vreme mi se pare că odată că au apărut foarte multe trupe românești, foarte multă muzică românească, ok, deci poate să-ți placă sau da, care cumva au reușit să aibă un mini turneu în cele câteva orașe, un mini turneu în nu știu ce zile și așa, cam asta e piața de la noi. Adică, știi, la bulgari, de pildă, care este o țară mult mai mică, este o piață rock mult mai puternică. Aia mai roacă. Și unguri, da, și da, serbii da. Sunt. Și serbii sunt și cu rock-ul și cu populară. Dar tu ai o explicație de ce la noi nu e așa? Nu știu. Abar n-am pentru că muzica pop e o muzică populară, cum ar veni. O asculți în bucătărie, o asculți peste tot. Ți intră pe aici și ți se pe aici. Muzică de consum. La rock e altceva. Încă rock-ul s-a muiat față de ce se cântă acum. Trei și absolut, spiri și... Absolut, da. Sau unele care... Uite la americani, fiind o nație foarte mare. Asta am spus-o întotdeauna. Londra, câte milioane de locuitori? Normal că la 8-10, cât ori avea ei acolo sau mai mult, e normal, e cât jumătate din țară, să vină atâția spectatori în orașul respectiv. Și pe Wembley, o grămadă, să se țină și toate musicalurile care sunt în oraș, în acea seară, să mai fie și la, eu știu, în alt loc să se țină concerte, pentru că sunt mulți. La noi orașul are 2 milioane. Nu avem noi cultura asta. Vreo 5 care traversează București. Traversează, dar nu avem noi încă cultura asta. Dar nu e altă cultură. Noi suntem sufletește niște oameni de treabă, dulci, primitori. Așa suntem noi, n-ai cum să îi certăm. Dacă ei sunt așa, n-ai cum. Sunt oameni, dreptul lor să asculte orice. Dar numai că la noi nu mai sunt. Acum ce fac? Critic pe emisiunile de radio, care toți vor să aibă succes. Toți vor neapărat să dea aceleași piese de revelion când aceiași oameni în piață. Bă, dar să schimbi și un pic, să pune ceva diferit un pic, ceva acolo, unii care cântă de sculți, aruncă în cap undeva, nu știu, pe scenă, dar nu e nimic, aceiași oameni. Aia, eu cred că aia. Au fost, pe acum n-au fi fost perioade în care au fi zis despre Iris, bă frate, unde mai venim? Mă, dar nu eram pe lângă Iris, nu mă, dar pe lângă Iris mai erau și alte formații, rog. Da, acum erau, nu mai sunt loc, deloc, nu mai sunt, pentru că prin țară, mă scuz, prin țară, doamnele decid cine cântă, sau domnișorii, fustițele, ce să le fac eu? Veniseră peste noi Revoluția, Democrația, anii 90 și președintele Iliescu. Iar eu eram în liceu și eram, cred, clasa 10-a sau ceva de genul și nu voiam să mă tund, bineînțeles. Și atunci, maica mea și cu doamna dirigintă,
Ca să înțelegi, vreau să ajung undeva spunându-ți povestea asta. Maica mea și cu doamna dirigintă au empatizat foarte tare cu faptul că eu chiar nu vreau să mă tund, pentru că era felul meu de a manifesta testosteronul și independența adolescent fiind, și s-au dus amândouă și au vorbit cu directorul școlii, explicându-i și mințindu-l că eu sunt chitarist în formația Iris și că ține de mine să am părul lung. N-a ținut. Adică omul a înghițit gălușca cu-i fi în Iris și ce frumos că avem un membru așa celebru la noi în liceu, dar el se tunde că liceul e liceu și... Și acum ai zis cum sunt toți? Da, tu zero sunt, nu-i pune nimeni acum pe vremurile astea. Tu înțelegi ce efect avea formația Iris asupra, hai să zic, adolescenților de atunci. Și veniseră anii 90. În anii 90 au venit și cu MTV-ul la pachet. Și cu o schimbare de paradigmă totală și în showbiz și nu știu ce. Mă, dar venise și Iris, care venise fost primii cu un CD, cu ultimul vinil l-a apărut în 90, da? Da, da, da. La MTV am apărut. Voi cum ați gestionat anii 90? Erau cu tot altă treabă. Nu, noi am gestionat așa. În 92 nu se mai putea trăi ca până în 92. Deci nu mai. Se trebuia o schimbare. Lumea nu mai venea la concerte. Mulți au emigrat. Deci Târgu Mureșul a rămas fără tineri. Se cânta în engleză, știi, până în 95. Dar nu vreau să spun, atât nu mai erau spectatori. Nu mai aveam, a dispărut un oraș, pur și simplu. Nu mai, s-au dus roape. Mulți au emigrat cu familie, cu tot. Nu mai puteai să ții concerte pe bilet din 92. Nu mai veneau. Veneau foarte puțini. Nu mai trebuia să meargă. Și norocul zic eu, și noi am avut din 92 3-4 ani de zile de nu știu cum am trăit, cred că au fost într-un an de zile vreo 3 concerte dacă am avut, lumea nu știe, dar am rămas mai departe și am ținut-o, am încercat să rămânem în piață și din 95-96 după ce am scos Luna Plină ce a fost un soi de reinventare acolo am început să se facă Zilele Orașelor. Am luat și noi contactul cu sponsorii mari ai acestei parteneri, băuturi, cu o valoare de imagine foarte mare. Dar și muzical vorbind, era altă treabă. Am încercat să schimb, am adus producător muzical, am adus alt om. Aici nu-i vorba de producător muzical. Am adus alt om, altă ureche, să fie lângă noi. Un om care totalmente asculta bluzul, jazzul, dar și rock, Michael Doreș. Dar nu spunem producător, ci un alt om. Un al șaselea om, cum ar veni, în trupă, care asta e. Și am lucrat de atunci și am început să facem lansările în piață, am făcut multe lucruri, mulți oameni nu știu ce am făcut noi. Acum nu se mai pot face. Veni cu elicopter, cu motociclete, lansări în piață. Acum e greu, nu ți se mai dă, nu mai mașini foarte multe, nu mai au cum să oprească străzile, ne înjură oameni. Dar am făcut multe. Și am schimbat ceva din 96, 97 până acum. Dar atunci nu se mai putea ține ca înainte. Nu mai. Nu mai aveai la cine, spectatorii veneau foarte puțini. Mai mergeau astea cu mai mulți soliști de muzică. Ușoare încă. Mm-hmm. Mai se mergeau. Plus festivalul. Dar trebuia schimba ceva. N-am mai putut să mai facem turnee. Nu mai renta. Nu mai veneau oameni, au găsit libertatea, în momentul au voa. Și de atunci au început să apară, din 90 ceva, trupe de-astea, etno, au început de atunci, din 92-93, ușor, ușor, ușor. Noi n-am mai mers la emisiuni TV. Au fost niște băieți care s-au prins că ăsta e trendul, ăsta e mainstream-ul și aici se fac banii din muzica. Noi n-am mai mers la emisiuni TV, n-am mai mers noi, am luat locul aceste genuri muzicale. Asta e și aici o chestie, trebuie să te menții mereu. Că vrei sau nu vrei, trebuie să te menții. Iar în vremurile astea eu mulțumesc celor din mass media și celor din special din televiziune, mai ales cum a fost la ultimul album al nostru. Cel mai recent, să spunem. Cel mai recent este că am fost primiți și ținem rock-ul mai departe, vadă lumea că există rock și există foarte mult rock în țara asta, cu formații foarte bune, cu talentați, dar dispar instrumentiștii. Nu prea mai găsești un toboșean, nu prea mai găsești un basist, nu prea toți vor bani și nu mai vrem să ne mai... Și atunci...
Știi, am fost într-o zi în Sălăjan, într-o zi foarte caldă de vară. Am fost pe jos de acasă până la abar la Moșan să-mi cumpăr niște tutun. Era pe la ora 3 după amiază, era cumplit de cald. Și acolo este o cârciumă de tablă care se numește, cred, Vraja Nopții sau Vraja... Da, e o cârciumă în Sălăjan de tablă și acum, undeva la Oblei... Am plecat din Titan Oblei, în 2004. Oblei, vinul cu apă cu tot. Deci e genul ăla. Da. Și trecut acolo pe după amiază, am văzut niște, știi, bețivii locului de cartier, din cârciuma de cartier, băi, se certau și făceau o zarvă cumplită și eu apropiindu-mă și trecând cumva printre ei, cu ocupau trotuarul, băi, m-am prins despre ce se certau și despre ce se certau oamenii în primăvară, cred că acum vreo 6 ani, undeva în Sălăjan, despre plecarea lui Minculescu de la Iris. Asta era problema lor. Băi, este o... Iris a reușit, repet, ce am spus și mai devreme, să își depășească mult condiția de trupă rock și să devină un statement. Și curiozitatea mea este cât de mult voi, membrii trupei, ați conștientizat treaba asta, trecând prin toate aceste probleme, hai să zic, într-un mariaj comun, și mergând și pe la faptul că am avut anii 80 care au fost așa, am avut anii 80 în care nu mai venea lumea concerte și se schimbase toată paradigma și așa mai departe. Ați fost în ADN-ul românesc, adică nu știu cine v-a spus vouă naționala de rock a României, foarte frumos a spus, adică băi, da. Era Iris și Rescu. Dar tu ai spus ceva. La școală ai spus că ești Iris tu. Da. Noi întotdeauna am spus că formația este a oamenilor din această țară. Poți fi mâine să cânti tu la chitară sau să fii ceva. Dacă se ivește ocazia. Orice cine. Deci această formație... Nu știu să cânte și să poți... Nu știi. Altcineva care știe. Dar asta este formația Iris. Că aici că știu să se reinventeze. Formația Iris a fost notorie începând din momentul când s-a lansat, în 77, în 80, nu mai avea nicio treabă, era cunoscută formația. Dacă ne întreb pe noi că atunci știam chiar tot ce se va întâmpla pe viitor, hai mă, că nu suntem cu capul să dăm timpul după înainte să mă duc să văd ce se întâmplă în viitor. Dar știam că oamenii au dat numele de Iris la fetițe, la copii, la fetițe. Știu ce spui. Asta. Știu asta că unii s-au căsătorit după piesa Noaptea sau anumite piese. Știu că n-au mulțumit că am existat și pentru că am fost un sprijin pentru cetățenii acestei țări. Deci, noi ne-am sacrificat când puteam să plecăm ca oricine sau să nu mai facem nimic. Ce să ne bătem noi cu ei în talpă, contra regimului, pur și simplu prin prezență, prin cântare. Să ne zbătem, ne zbatem să facem albume, să cântăm, să înregistrăm în frig noaptea de la 12, că noi nu existam. Ne băgai și pe noi acolo. Nu ne înregistrați la Electricord. Dar noi am făcut-o pentru oameni. Oamenii au avut un sprijin. Nu știu că și pentru voi, da, a fost distractiv. Poate și la alții, adică... dar nu e vorba de distractiv, că dacă te gândești că totul era negru, nu distractiv, mie mi-a plăcut să cânt. Nu m-am distrat, eu nu eram inginer, stai puțin, eu nu eram inginer. Faci parte din categoria oamenilor care au făcut o viață întreagă ce i-a plăcut, deci, nu-i puțin lucru. Eu am pus formația, munca mea pe locul întâi, câteodată, mai tot timpul, față de familie. Și sunt mulți în lumea asta care se întâmplă. Nu că nu aș fi băgat în seamă. Realizezi statutul tău de privilegiat toată viața, ți-ai câștigat pâinea din ceva ce chiar ți-a plăcut, deci să faci. Deci eu am venit la repetiție cu băiatul meu de 2 ani. Îl luam în brațe, 2 ani și ceva, mânca la tobe, lăsam o oră și ceva că răpeam cu tehnicii mei, îl țineau în brațe pe col, îți dai seama, și restul luam, că era frică, era ceață, ploaie, zăpadă, viscol, și eu eram cu el de mână și mergeam la repetiție, pentru că asta era scopul. Să facem muzică, să cântăm ca cel mai... Să facem albume multe, dacă ați observat, începând de la Iris 2, sunt la rând, din an în an. Deci știu că acest nume, această formație, acestei țări, pentru ei am cântat. Și ei ne-au lansat în 77, nu-ți vine să crezi, este
film, poți să faci un film. Și sunt multe momente, și de râs, și de plâns, și de asta, și de asta. Deci, asta vreau să spun. Am realizat asta după ce am aflat că am ajutat oamenii, că prezența noastră, ca și alte formații, nu numai noi, dar noi, am fost noi un pic altfel. De asta spun de public. Și la Iris, prin Iris, au trecut peste 40 de oameni. Care a vrut. Unii chitariști, unii soliști vocali, unii basiști, clăpare. Au venit, au cântat, au spus și ei. Am fost la Iris, ex-Iris. Unii au făcut albume cu noi. Dar până la urmă au plecat pentru că au realizat că este foarte greu. Nu sunt condiții să faci muzică rock. N-ai cum, nu poți să fii artist. Nu căldură, nu curent. Era oprit. Sunt o grămadă. Instrumente n-aveai de unde să le iei. Te chinuiai să le găsești, costa cât o mașină, un sertător. E, și toată viața așa s-a întâmplat, până la un anumit punct. Când m-am săturat și eu tot să cresc, tot să nu știu ce. Iar, ca ai spus tu, că lumea vorbea de plecarea lui Miculescu, Miculescu a mai plecat de enori. Pleca și în 82, 83, și în 90, și ultima oară, în 90 2012, a plecat. Nu l-a oprit nimeni. Când a fost să vină înapoi, l-am primit înapoi. Acum e cu un proces, mă dă că în judecată că și ei vor numele, dar problema e că nu vor numele. Vor să distrugă, să distrugă toată istoria. Adică numai el să poarte numele de Iris, altcineva să nu poartă. Adică eu fondez formația Iris cu Nuțu Olteanu și Emile Chințanu. Eu sunt cel care am avut grijă totdeauna de formație. A plecat el, la cine a venit când s-a întors înapoi? La cine? La cer? L-a primit înapoi? E, el asta dorește, dorește să distrugă istoria Iris și atunci să se vorbească de mine. Eu, când am venit eu în 80, eu n-am plecat niciodată. Deci asta am vrut să trec prin asta, ca să știe lumea că nimeni, când a plecat în 2012, a plecat, a salutat, la revedere. Ca pe știi acum un an și ce ceva mișto este când, băi, pierde, câștigă, te duci la meciurile cu Rapid, care sunt în fiecare miercuri, ca atunci etapa, știi, aia sunt meciurile cu Rapid, pierd, câștig, băi, ești acolo cu sufletul și cu ei. Băi, așa era, cum să spun, asta e o constantă care ține cumva, îți dă un echilibru în viață. Și asta era și Iris. Băi, poate nu-ți place albumul ăsta și poate nu-ți place albumul ăla. Iris nu este nimeni, nu este niciun solist vocal sau basist sau chitarist. Și au fost niște momente în care eu personal... Noi suntem în slujba formației. Eu sunt plătitor de bilet. Eu în calitate de plătitor de bilet am venit să-l văd pe Minculescu după ce a avut problema de sănătate. Atunci... Când mi-a plăcut... Și noi l-am așteptat. Mi-a plăcut. Era la Peninsula, la festival la Peninsula, la fel Siget, la Târgu Mureș. Da. Și a spus, mă bucur că vorbim împreună și că nu vorbiți despre mine. Băi, mi s-a părut emoționat. M-a emoționat momentul ăla cu Minculescu. M-a emoționat, nu știu ce am văzut eu, că mă părăsise nu știu ce domnișoare și pe la nu știu ce bal al bobocilor. De asta, deci era o cântare la orice bal al bobocilor. Bă, a cântat Iris atunci, a cântat atunci pe scenă într-o toamnă de până anii 90 cu 40 de oameni în sală în care eram și eu, băi, m-am căcat pe mine. Deci a fost o uber cântare ce am văzut. Am fost și la cântarea asta care a fost fără Minculescu. A fost Iris 40 de ani. Rușinos dacă mă întreb, fără Minculescu, dar cântarea în noua formulă a fost pentru toată lumea și pentru mine exclusiv o surpriză, a fost o cântare impecabilă cap-coadă. Și felicitările mele pentru că știu că aici este munca ta. Și astăzi am avut surpriza să pun mâna pe acest disc și să văd că este dublu, lucru pe care eu nu știam până astăzi, tot spre rușinea mea. Și că sunt 17 piese și numai una este veche. A fost mult de muncă cu Nuțu Olteanu, alături de mine, am zis că vreau să-l readuc înapoi la Iris. Și el a zis, deocamdată are și el problemele lui în Suedia, adică lucrează, nu poate să plece tot timpul. Am reușit cu cei de la Universal, Mediapro. Universal. Să fim cu ei, cu casa de discuri, o echipă extraordinară. Este practic un vinil pe care l-ați scos, da. Dublu, și ultimul vinil apărut cu Iris a fost în Iris 4 în anii 90. Da, deci, da. Practic... 93, ultimul. Din 93
Piese făcute de noi, sună extraordinar, ce pot să spun? Ne-am zbătut printre concerte să facem asta. Asta este formația Iris, energie, multă lume ne-a sunat și ne-a felicitat, pentru că ăsta este Iris. Sunetul, energia de aici, asta este formația Iris, ca să știi și tu. Formația Iris neapărat nu e, putea să fie Dan Bitman, solist vocal. În 84, când a fost, putea să fie și acum solist vocal la Iris. Pentru că cât a fost un an de zile, nimeni n-a întrebat unde e ăla sau unde e ăla. Știi că e o întrebare pe care și-o pune toată lumea, cum gestionează, probabil ar trebui să întreb pe el, dar tu ești aici, Costi Sandu, calitatea de nou vocalist al Iris pe scenă, adică bănuiesc că nu e totuși foarte ușor, știi? Nu e ușor, dar pentru că el se află în alt loc acum, nu mai e ca înainte, mai cântai și cu ăla, îl chema să cânte și cu aia și Iris cu aia. E altă treabă. E altă treabă, aștepți, nu poți cânta oriunde. Are altă stofă și este greu, trebuie să vorbești, el nu prea vorbea înainte, vorbea mai puțin, nu că n-ar ști, dar nu, îl interesa. El e fan Judas Priest, nebunit după Halford, cum stă el pe scenă. Complicat să nu fii rocker și problema este că îmi place la el, că mulți oameni nu știu, un solist vocal este un solist vocal, cum e Paul Rogers. Alții sunt, poate să cânte și ca Paul Rogers, poate și țipe să ajungă sus. Deci este un solist vocal. Nu ca, eu n-am căutat un solist vocal în general la Iris, care să cânte doar jos și cu asta basta, nu. Să aibă ambitus, să cânte și jos, frumos, rotund, cu vibrato, și să ți țipe să fie. Asta a fost întotdeauna. Și de asta spun că sunt mândru de acest album, Iris există mai departe, indiferent că unii oameni au plecat, pentru că nu i-am dat eu. Dacă mă înțelegi bine. Am înțeles foarte deci bine. Deci eu nu i-am dat pe nimeni. N-am zis la nimeni să plece. Au vrut ei. Asta este vârsta, fraților. Dai mintea copiilor. Când ești mai în vârstă, mulți oameni divorțează. Că îi apucă pe ei. Nu știu ce, nu știu cum. Că s-au săturat. Că eu știu, cu nevestele acasă se ceartă. Că tu nu mai faci nimic și că faci ea tot timpul. Astea sunt doamnele. Dar la 60 de ani, 50 de ani, te apucă pe tine, lasă că nu știu ce. Și tu, și Nuțu Olteanu, fondatorii formației Iris, ați avut niște probleme de sănătate. Da. Care nu au fost tocmai Nuțu acum ușoare. A fost niște cancer. 14 ani la gât i-a descoperit. Uh-huh. Norocul lui că i-a trecut fără să-i mai facă. La mine a fost și altceva, acum 3 ani de zile. Eram în turneu, eu îmi vedeam de treabă și aveam aici, mă durea ceva aici, între picioare. Și am zis să mă duc să mă controlez. M-am controlat la un spital, a zis că e ceva așa. Hai să vă operăm și punem acolo ceva așa. Când m-a operat, a văzut că era ceva de 7 cm cu 3 cm înălțime. Tare, ca un zgârci. Nu, aici, între picioare, au crezut că e vernia, a crezut că e. Că puneam și zice, nu se duce înapoi, nu se duce, bă, e tare, e zgârci era. Și când aia s-a albit, și aia dumneavoastră, are ganglion limfatic și ăla agresivul, care imediat se duce pe organe, în corp. A zis, era, se întâmplă asta în noiembrie și a zis, dacă așteptați sărbătorile, decembrie și nu vă duceți, e agresiv. Și atunci, în momentul meu, mi-a spus, plângea pe la ușă, soția, nu a vrut să-mi spună. Eu nu știam. Și era unul aici, unul aici, la sub braț. Norocul meu că nu s-a dus port, nu era pe organ. Dar ai depistat în timpul. Da, și atunci am zis și eu, ajutor. Nu aveam bani să mă duc în străinătate, dar nici cercesc, nu suport să cer bani. Eu ca artist să spun, știi, nu-mi dă și mie cineva 10.000 de euro, nebunesc pe orice artist și mor de oftică. Pentru că artistul ar trebui să aibă bani. Să fie ca afară, în tinerețe când te-ai lansat, să câștigi și să ai bani. Ca omul normal să uite-l bă pe ăla unde stă, acolo. Așa e un artist. Dar la noi sunt oameni normali, nici pensie n-au. Da, eu nu știu despre toți artiștii, dar cred că unii cred chiar ar trebui nu, da, să trăiască foarte bine. După aceea am început să-mi fac asta, i-am lăsat pe băieți ca să nu mă aștepte 6 luni de zile. L-am pus pe băiatul meu să cânte
Și după ce m-am întors după 6 luni de zile, să aflu că nu vor să mai cânte, că vor ei să fie și să ia și numele de Iris, ei trei. Și Istorio nu mai există, Nuțu nu mai există, Sorin Chifiru nu mai există, tot ce s-a întâmplat, nu. Să facă ei asta. Asta e, am vrut să spun și asta. Așa, și cu asta boala mea, după 6 luni când m-a făcut controlul, au văzut că s-au dat înapoi, unele s-au dat, celule moarte și fac din 6 în 6 luni de zile, mă duc la control. Control și să mă duc dimineața la 7, mă ține în spital o zi sau două, vedem cât dacă este necesar, iar nu te să bei, ar te înțeapă, iar i-am zis la doamna asistentă că înainte avea o mână mai dură și a zis, acum aveți mâna mai ușoară, să mă omoare la început, că am zis. Și mergi și îți faci, stai cu oamenii, vezi oameni bătrâni pe acolo, oameni bătrâni. Da, știu, oameni dacă bolnavi. Ai vreodată vreo depresie, tu zici spital bă, și norocul strânge, meu, am avut 4 căței, datorită soției, m-a lăsat în pace, băiatului meu și celor 4 căței. Am unul mare, un hamstaff, un pitbull, pardon, maidanez, cum îi spunem noi, și 3 micuțe. Asta și a stat lângă mine în pat, m-am uitat la televizor și am mers înainte și nu m-am gândit. Exact în aceeași perioadă cu clubul, când a luat foc. Au murit oameni. Am înțeles, da. În aceeași, atunci am aflat și eu. Nuțu e ok? Da, Nuțu e ok și așa, și am vrut să spun că după 14 ani asta, iar i-a apărut aici. A făcut baie și a pus mâna la... Asta și-a simțit ceva, s-a dus... Ganglion, cred. Așa, ganglion, dar de aia mai puțin periculoși, care nu sunt, mai calmi. Și atunci la suedezi, fiind suedezii cei mai tari pe chestia asta, cu o fiolă care costa 1500 de euro, tratamentul pe săptămână, într-o lună și ceva a reușit să dea înapoi, niște fiole. Deci nu mai e să-ți bage, stai 3 ore, să-ți picure alea, tu ce curând e? Ma. Imaginează. Frate, vă știți ce curând e să stai cu lângă oameni care au mult mai grav decât mine erau și nu au reușit și o tăceam din gură, fără păr, fără nimic și mă făceam că sunt, mi-e vine să plâng acum, dar cu aia să-ți picure și aia te zdrobește, care ți le bagă la sfârșit, mănânci fără sare și după aceea, după 4 zile, nu poți să mai stai drept. Adică nu poți să mai stai pe o parte că nu știi ce se întâmplă cu piciorul ăsta, nu poți să mai stai pe partea stângă că nu știi ce se întâmplă cu piciorul ăsta, nu poți să stai drept, te cocoșează de la chimicalele alea care ți le bagă în organism. Și știi că e minune că a funcționat. E bine că a funcționat. Eu la o lună după ce am terminat am început să bag la tobe. Dar simțeam aici, un pic aici, de-abia după un an, să-i dai drumul, s-a recuperat, pentru că îți distruge sistemul. Auzi, dar dacă cineva se întreabă așa, cam, care este, măi, ești o legendă rock, aia e, ești tobarul celebrei trupe. Ok, mie îmi place să văd americanește lucrurile câteodată, știi? Cum arată o zi din viața ta? Te scoli, bă, abar n-am, dimineață, te trimite soția la piață sau nu te trimite la piață? Da, cum e? Eu fac piața, bine, e bine să-ți găsești perechea. Dacă știi să-ți găsești perechea și să lupți cu ea împreună, ea m-a ajutat pe mine foarte mult. Și eu am ajutat-o, dar ea cel mai mult. Cum vorbesc la televiziune, ce fac, cum mă îmbrac, cum nu știu ce, hai să facem asta. Bine, la muzică mai ascultă piețe, l-a făcut și ea text la noaptea și la... Dar am avut-o alături de mine. Știu eu ce am de făcut, întotdeauna am de plătit facturile, gaze și astea de mori. Mă duc la piață, eu cumpăr, zic că mă duc să cumpăr. Eu știu, ceva pentru căței și mai cumpăr pe lângă aia de las 100 și ceva de lei, 200. Doar așa, trecând pe acolo, că peste două zile iar mai trec și mai las un 200, 300, nu știu, zic și eu. Asta fac și restul sunt în contact tot timpul cu ce am de făcut în cursul unui an. A mine nu iese din cap, n-am cum. Poți să mă duci... Nu curăț cartofi, nu pui briză. Și nu. Asta, nu, atâta. Cartofi fac, îi mai fac, sunt momente că îi mai fac și o soție. Bă, vreau și eu să mănânc niște carne. Fac un grătar și cartofi prăjiți, îi pun asta, am învățat. Pastele sunt tare la paste. Eu, atât, restul ea face mâncărurile. Deci nu uite, asta trebuie să filmăm o dată, paste făcute de rol. Da, asta fac. Și asta mă duc, fac piața,
Unele o întreb pe ea ce cumpăr, dar în general ea zice cumpără tu. Și pe aceea începe să zică, dar cât ai dat pe kilogram pe roșiile astea? Păi nu mai puteai să mai mergi la celelalte, la alte tarabe? Și la care am zis, gata, m-am dus pe care am văzut că tu orice bărbat face. Vede o tarabă, s-a dus prima oară, a luat și a să se scape. Nu, trebuie să mergi la fiecare. Eu am zis, nu pot să fac, că nu știu. Iau ardeie aia care... Așa sunt bărbații superficiali. Asta acum, am vrut să spun, e... da. E. Dar restul, da, așa, asta fac în fiecare zi și pe aceea repetițiile. Anul trecut am repetat un an la rând cu băieții, cu Nuțu, cu Pozii. Câte ore de muncă spre zi? Stăteam de la ora 5, că nu puteam mai devreme să nu deranjem oameni la birou, până seara la 10. 4-5 ore, dar după 3 ore deja e zombi. Încep să fii zombi. Dar atunci lucram și la piese și făceam și repertoriu cu Costică. Am cântat 2 ore 45 la H, la aniversare, Elis 40. Știu, a fost un concert și cu Bidman. Mare ăla, da? Da, am cântat 2 ore 45, a trebuit să învețe băieții într-o lună ceva, două luni de zile, cât de cât am învățat vreo 20-30 de piese aveam. Îți dai seama ce crunt era și că mai fost și că le tot timpul mă căream. Vezi că acum faci aici, așa. Aici avem Johnny Răducanu spunea într-un interviu că toată viața lui, de câte ori s-a suit pe scenă să cânte, fiecare notă pe care a luat-o la pian, la contrabas, mă, a luat-o că trebuia să cuceresc o femeie. Înțelegi? Și că asta era motorul lui permanență de a fi creativ. Ai și tu o vârstă acum, hai să spunem pe dreptă. Care a fost de motorul ăsta în permanență al tău? Ok, n-a fost o femeie. Mă simt foarte bine la tobe, când modern. Înainte, dacă mă întrebai acum... Știi ce să spunem în piață despre acum tine? Eu nu știu dacă știi, dacă ți se spune vreodată în față, dar știi ce să spunem în piață despre tine, ca tobar exclusiv, că ești unul din cei mai metronom. Și că n-ai neapărat... Asta mi-a dat-o mie, pentru că, să știe și lumea, când am tras primul album, nu exista metronom, exista ala normal. Când cânti la pian, îți dă tempo. Nu. Și dacă pui acum, după primul album, pui un metronom electronic, să vadă că sunt cu el, dispar un pic, nu mai sunt cu el, mă întorc după câteva măsuri, dar nu dispar în altă lume, nu, sunt cu el. Da, foarte interesant. Exact ca și cum eu o sfoară și mă plimb ușor, dar nu mult. Am înțeles. Sau să zic. Ei, și asta înseamnă, și sunt precis, așa mi-a plăcut mie, mi-am găsit eu o fază a mea, că fiecare toboșată să găsească ceva. Mi-am dat seama, am realizat în timp, pentru că unii sunt... I-a făcut mama unii toboșari extraordinari, dar n-au reușit niciodată să aibă o trupă sau să fie cu o formație. N-au avut-o, dar restul sunt nemaipomeniți. Se-ți explică cum se bate și cu piciorul, și cu mâna, cu spatele. Cântă de toate, de tendoaie. Dar atât. Restul se întâmplă ceva cu ei. Nu poate să stea în colectiv. Nu poate să aibă un colectiv. Există un studiu făcut pe toboșari exclusiv. Da. Și se spune că ei... dintr-un grup de oameni sunt puțin mai inteligenți doar prin aceea că pot să-și miște toate membrele independent și poate să-și le controleze independent și asta cumva îi ridică deasupra. Mai mult decât atât, studiul mergea mai departe și spunea că treaba asta a bătutului, pur și simplu, mai ales din toate membrele, de-a lungul timpului a format triburile și gențile, parcă așa se spune, triburile și gențile care ușor au devenit sate, comune, orașe și așa mai departe. Pentru că erau niște băieți care s-apucau să bată și să strângea lumea să vadă care-i treaba. Știi? Nu e... Deci tu mi-ai spus că Johnny, bine... Te-am întrebat care-i muza și motorul. Că dau fiecare notă o femeie. Aia era muza lui, a ta care... Era romantic asta, dar problema este că la mine, orice execuția mea, încerc să fac să placă cuiva. Să fiu mândru să o ascult. De pildă, eu nu pot să mă privesc la televizor, nebunesc. Nu pot, nu-mi place să mă văd. Nu, mai bine mă ascund sub asta, nu, ca și cel de la Raș. Toboșan, Impert, la fel. Se termină cu început, a ridicat mâna și a fugit. Deci nu stă să vină în față, nu-l interesează. E, asta fac, îmi place. Pentru mine o fac, tot ce fac să fie performanță, tot ce am bătut aici este o tobă modernă. Țin să te anunț că acum 8 ani
m-am apucat, când aveam 50 m-am apucat cu două tobe mari, nu m-a interesat, pur și simplu. Că dacă studiez de tânăr, nu e nicio problemă, poți să cânti cu două tobe mari. Să folosești cu multe. Dar am vrut să am un set de tobe, mi-am făcut un set de tobe extraordinar, tot începând de acum 10 ani, sunt endorser Tama, dacă dai, accesezi Nelu Dumitrescu Iris, o să vedeți că sunt alături de Mike Porno și de toți toboșarii care bat pe Tama. Și sunt și eu acolo, în România, și sunt și pe caietul lor, îmi comand bețe, de la ei, japonezii îmi fac bețe, tobele mele sunt făcute hand, adică sunt la mână, nu sunt făcute în China, costă foarte mult și m-au luat japonezii, după ce au studiat piața la noi, au văzut că am atâția ani de zile în muzică, îmi place foarte mult să cânt, am un stil al parte al meu. Și uite, sunt și eu printre oamenii acestei lumi. Mie îmi place foarte mult, întotdeauna mi-a plăcut la Iris, am apreciat treaba asta și știu că a venit de la tine, sper să fi venit și de la ceilalți. Și sunt și la Haro Cafe m-am pus. Am bețele puse la Haro Cafe. Știu, am văzut și o chitară de la Cornel Ilie de la Vanca. Așa, da, lângă chitara și a lui Vanca și la bar acolo. La bar acolo ne-a pus. Niciodată nu v-ați mulțumit să trăiți din carnea de acum 20 de ani, adică e mișto să cânti piesele alea, dar întotdeauna ați avut treburile astea, ați venit cu piese noi. Dacă nu, așa am fost noi. Nu, m-am simțit vechi. Cum să cânt la fel. ACDC este altceva. Ei sunt mondiali. Oamenii vin să-i vadă altceva. Cântă în America nu știu câte zeci de spectacole. Cântă peste tot în Europa la noi. Noi nu puteam cânta în țară la noi, la 22 de milioane, 20 și câți erau să asculte rock, să cânți același lucru. Iris 1 de nu știu câte ori. Pe aceeași manieră. Nu mergea, nu mai îți veneau oameni. Și îți dau un exemplu, numai îmi pare rău că nu știu, de o trupă franțuzească, care și la fel aveau probleme. Era în același loc, făceau turneu. Dar îi mai scăpau pe la germani un pic. Dar făceau tot în țara lor. Și erau, nu știau ce să mai facă, cum să compună. Au ajuns la momente, se gândeau, bă, la un moment ce facem? Plafonare. Și atunci, nu știu ce au făcut, cum au făcut, au găsit un producător, asta și-au făcut și s-au făcut mondial. S-au dus în turneu în Australia, în America, în Anglia, ușor, Marea Britanie și a început să... Și atunci este altceva. Și două întrebări scurte mai am. Da. Vreau să-mi spui numele unui singur, asta e o întrebare grea, știu, unui singur album din toată istoria rock-ului, pe care, în momentul în care l-ai ascultat și probabil mai ascult și acum, păi, ți s-a urcat părul cap de plăcere și îți vine să te duci la tobe să rup tobe. Fiecare album într-o anumită perioadă a avut o anumită stare. Poate albumul respectiv... N-am zis că e o întrebare ușoară? Albumul respectiv trăia făcut ca să rămânem în piață. Doar o piesă, două a susținut celelalte piese, dar în general la noi piesele au refrene. Dar eu pot să spun cu mâna pe inimă, Țara Adevărului, primele noastre, cele trei piese care ne-am lansat, Ape Curgătoare, Țara Adevărului, Lumina, Corabia cu Pânze. Astea sunt primele piese, care au ceva. Iar că, ca și albume, nu pot să zic că... Mi-era simplu să zic că toate sunt, dar eu aș zice așa, unul și cu ăsta, dai. Cu ăsta ultim. Pentru că... Că e muncit. E muncit, lucrați cu niște oameni cu care am putut să lucrez. Cu. Și e rog, nu e făcut la nu, dar dacă vreau să spun ceva, am avut oameni... Ochescu, Marti Popescu, Nuțu, și iar aici a fost altă formulă. Deci oameni care exact la momentul cheie au știut cum să compunem și ce să facem. Zi-mi regret cu... pe care l-ai și ce ai schimbat, ceva ce ai schimbat în toată cariera ta de artist, de muzician. Ceva ce nu ți-a plăcut, ce ai schimbat, dacă ai putea să te întorci. Și asta e ultima întrebare. Și mi-a plăcut că am fost prea băiat de treabă. N-am fost, dar așa am fost construit, așa au fost părinții mei. Părinții mei au fost bunici din familie de ceferiști, dar
Nu cred că am avut o educație foarte mamă, cum sunt unii de cu bone și să ai școli de-astea mari. Nu. Pur și simplu mi-am făcut-o eu, școala vieții, alături de soția mea, de ce să nu o laud, ce mi-au dat părinții prin, mi-au transmis genetic, dar asta este că am fost un băiat de treabă, am împărțit la egal cu toți cum am lucrat cu toți artiștii, pentru că eu le ceream să lupte. Nu le-am zis, tu vezi câștigi banii ăștia și stai. Nu, le ceream să lupte pentru numele formației. Să lupte. Pentru că știam că e viața grea la un rocker. Ah, cântai pop, era mai ușor un pic. Și atunci îmi pare rău că am fost de treabă, prea prieten cu ei, ceea ce se întâmplă și acum, și pe aceasta te lovesc în cap. Pentru că unii cred că o să mori, și atunci asta s-a întâmplat acum, asta îmi pare rău. Că pe mulți am crescut eu. Dar nu-mi pare rău, asta poate m-a schimbat, dar nu cred, că la fel va fi. N-am ce să fac. Dar îmi pare rău cu unii că am fost prea părinte, i-am crescut, i-am ținut în trupă, frate. Și ce înseamnă să-ți dea unul o șansă să te țină? Să nu te dea jos. Toți spuneau, bă, ce caută la acolo? Să eu să-l țin, să nu conteze. Că eu să-l țin. Contează extraordinar ce șansă să ai, să duci, să treci prin muzica rău, să ajungi la un moment dat și să vii să-i dai pe la spate în cap cuiva. Și să te faci de râs. Că face numele tău, nu face altceva. Asta schimba eu, m-aș face un pic mai direct, bună ziua, bună ziua, când, bine. Dar asta ar fi însemnat că trebuie să faci contracte cu ei, semnează un contract că 2 ani nu pleci, cântă și atunci... Știi că la nivelul trupelor mari așa se face. Așa se face, nu suport asta. Ori vii și cânti la noi, pe corect, avem încredere și că-ți face plăcere, ori dacă vei cu contract atunci, bă, așa nu mai avem ce vorbi. Adică facem contract, vii, repeți și poftim banul, la revedere. Nu mai e, te trebuie și un pic de... Nu înțeles. Dar... Cam asta e. Din prea plinul inimii mele să fie un 2019 plin de concerte. Pentru că... Nu e numai mai concert. M-am săturat toată viața. Începe anul, același alergări. Unde cânti, cum cânti, cine te pune pe listă, nu te pune pe listă, primăriile iau pe, nu mai iau bani, sau iau pe ea care, zic că nu mai iau bani, dar iau pe ea care sunt mari de tot la ora actuală, de ce cântă ei și le dă câte 15-20 de mii. Ok, orice artist poate să câștige cât vrea el, să ceară cât vrea, dar zici că n-ai bani și dai acolo la asta. Eu știu că lumea vine să iau, dar m-am săturat să tot alerg. Iar același, bă, dar aceeași chestie. Suni oamenii, vorbești cu managerul, faci liste, ba nu se mai ține, ba se ține și tot timpul alergi și ești în slujba mulți. Vine cineva să spună, ca și la actor, mă, fraților. Ca da, și la știu, actor. Și exact, actori, că și aceleași probleme au. Sunt alergări și nimeni nu zice, bă, faci, uite tu, de bine de rău, mai sunat să facem ceva frumos pe YouTube, o emisiune. Am venit cu drag. Vorbesc cu drag, n-am ținut să răspund doar la obiect, așadar, să te chemi și pe tine, totuși, am o vârstă, m-am făcut ceva. Păi, și nebun, am ținut o trupă, Iris. Da, știu. Am făcut o trupă, după gândul meu, visul meu, n-am făcut nicio școală de a face ceva. Eu am înțeles că tu te duci și faci cumpărăturile în piață și eu am venit și ți-am spus, bă, ești o legendă rock, adică, înțelegi? Sunt un om, nu mă duc la service cu mașina, mă vorbesc cu orice om, sunt prieten cu tăia ai mei după stradă. Cred că e foarte important. Dar să fii și tu la noi o fază. Ringo Starr, Firașa Levy, de când a terminat-o cu Beatles, o are și el, formație, cântă. Bă, dar e chemat peste tot, e respectat, este un tip tot timpul. Deci noi nu știm să ne luăm, mă. Noi vrem să ne facem noi stilul nostru, specificare, niciun stil. Smuls. Mult și nu știu ce. E, să ieși și tu, bă, ia-mă pe ăla de la pe ăla. Mai atui, mă, mai schimbăm ceva. Mai te întreabă, unele, ce ai mai făcut, măcar asta te hrănește, că cu banul... Hai, mă, fii sincer, ăștia au bani, care fac altceva. V-aș dori fanilor noștri, dar sunt sătur că toată lumea zice fan, zic oamenilor acestei țări, oamenilor care se uită la voi pe YouTube, care sunt alături de voi și sper să fie și alături, să ne aprecieze muzica, să țină cont că numele de Iris contează, Irisul este pentru aceste țări, nu a unii persoane sau unii.
Noi eu mi-am făcut treaba cât am putut, eu am dus Irisul până acum și sper să-l duc și mai departe. Și niciodată nu citim comenturile pe YouTube.